cât adevăr în cuvintele psalmistului care spuneam, psalmul 68, versetul 19, binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu, mântuirea noastră, binecuvântat să fie numele în veci. Și fie binecuvântați toți copiii săi și fie ca și alții care încă nu sunt copiii săi să ajungă, așa cum spunea Pavel către Agripa, cât mai curând, Doamne ajută! Astăzi vom pleca de la un verset din Cartea Proverbele, din capitolul 14, versetul 27. Frica de Domnul este un izvor de viață, ea ne ferește de cursele morții. Așadar, atenție la curse, pentru că cei mai grav pot cauza moartea. Să nu uităm că trăim într-o lume rea și înșelătoare, condusă de cel ce se numește cel rău, de cel ce înșeală întreaga lume, a înșelat și o parte dintre îngeri. În primul rând, să observăm câteva tipuri de curse, direcții din care ne putem aștepta la aceste pericole. Întâi, curse puse de dușmani cunoscuți. Aceștia pe față își declară dușmânia și ne putem aștepta la orice din partea lor. Spune Cartea Sfântă în Iov, în capitolul 34, versetul 30, pentru ca nelegiuitul să nu mai stăpânească și să nu mai fie o cursă pentru popor. Deci iată, cu cât cei ce vor să pună curse, cei răi sunt într-o poziție mai înaltă, cu atât pericolul este mai mare. Citim apoi din Proverbe, capitolul 12, versetul 6, unde din nou apare o atenționare. Cuvintele celor răi sunt niște curse ca să verse sânge. Deci iată că aceste curse pot fi uneori prin cuvinte, când cineva apoi te atacă. Uneori se înregistrează, alteori doar o declarație sau și numai o promisiune care poate fi înșelătoare. Citim și din Ieremia, capitolul 9, versetul 8, pentru a vedea mai plin, din plin acest pericol și a ne feri. Limba lor este sujeată cigătoare, nu spun decât minciuni, cu gura vorbesc apropiilor de pace și în fundul inimilor îi întind curse. Iată ce se poate întâmpla. Și mă adaug un verset din Cartea Mica, scris într-o vreme în care nu era o stare bună în țară, din potrivă, era compromis și corupție. Citim din capitolul 7, versetul 2. S-a dus omul de bine din țară, nu mai este niciun om cinstit printre oameni, toți stau la pândă ca să varse sânge, fiecare întinde o cursă fratelui său. Ce stare deplorabilă! Să ne păzească, Domnul, dar nici vremurile din care noi trăim nu sunt mai bune. Să ne amintim de David câte curse au fost întinse și cum Saul și alți beniamiți sau edomitul Doeg îl dușmăneau și căutau să-l prindă, sau să ne gândim la filisteni care căutau și ei să-l prindă în cursele lor, în vreo ambuscadă, prin vreo strategie militară să-l ucidă pe cel ce repurta binecuvântate victorie împotriva lor. David spunea în Psalmul 38, versetul 12. Cei ce vor să-mi ia viața își întind cursele, cei ce îmi caut norocirea spun răutăți, toată ziua urzesc la înșelătorii. Deci iată ce pasiune au oamenii răi, să le cadă ceilalți în gheare. Să ne amintim și de Apostolul Pavel, pentru că nu-i vorba numai de situații în Vechiul Testament, le întâlnim pe câmpul Evangheliei. Sunt dușmani și cei mai fervenți sunt oponenții religioși. Spune Scriptura în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 3, că apostolul era gata să plece cu corabia în Siria, dar iudeii i-au întins curse. Atunci s-au hotărât să se întoarcă prin Macedonia ca să
deruteze adversarul. Apoi, după ce a fost aretat, scrie în capitolul 23 că au pus la cale mai mult de 40 cu blestem cum să-l surprindă și să-l omoare. Dar nepotul lui a aflat și spune Scriptura aici în versetul 16, fiul sorei lui Pavel a auzit de această cursă, a dus în cetățuie și a spus lui Pavel. Deci iată cum le-a fost demascat planul. Dar iudeii au încercat mai târziu, după ce a fost dus apostolul la Cezarea, și scrie în 25:3, că au cerut dregătorul roman ca un hatâr pentru ei să trimită să-l aducă la Ierusalim, prin aceasta întindea o cursă ca să-l omoare pe drum. Domnul l-a ferit de asta. În al doilea rând, sunt curse puse la cale de așa zis prieteni, care în fond pot să fie dușmani, că până la un moment dat și Saul părea că este favorabil lui David și a vrut să-l omoare prin alții. Domnul a scăpat, dar scrie în cartea profetului Obadia despre edomiți că au fost înșelați. Citesc capitolul 1, versetul 7. Toți cei uniți cu tine te-au zgonit înapoi până la hotar. Prietenii tăi te-au înșelat și te-au stăpânit. Cei ce mâncau din pâinea ta te-au întins curse pe care nu le-ai băgat în seamă. Și se pare că așa a fost cucerită cetatea lor. Am putea spune că tot în categoria aceasta oarecum se încadrau și cananiții, că nu le erau toți adversari. Unii așa ca în Sitim, la îndemnul lui Balaam, au întins curse evreilor prin fete, prin a-i pofti la mese. Dar asta nu era cu scop sincer. Am putea să o amintim aici pe Dalila. Ea declara iubire și pretindea ca și Samson să o iubească, dar ea îi pregătea o cursă și ceilalți erau la pândă. Deci iată că trebuie să ne ferim de dușmani, dar și de anumiți prieteni, cum s-a născut o vorbă în popor care zice: păzește-mă, Doamne, de prieteni, că la dușman sunt eu mai atent. Vreau să observăm că, în general, o cursă înseamnă o chemare la păcat. Și aici, dacă o pun dușmanii, numai de teamă, dar dacă o pun prietenii, este mult mai înșelător. Spune Scriptura în cartea Deuteronom, la capitolul 13, citesc de la versetul 6, dacă fratele tău, fiul mamei tale sau fiul tău sau fica ta sau nevasta care se odihnește la sânul tău sau prietenul tău pe care îl iubești ca pe tine însuși, se așeză în taină zicând, haide să slujim altor dumnezei, dumnezei pe care nici părinții tăi, nici tu nu i-ați cunoscut. Versetul 8, să nu te învoiești, să nu-l asculți, să n-arunci pe el o privire de milă, să nu cruți și să nu-l ascunzi. Deci atunci când îți dai seama că este un curs, un șiretlic. Aceasta era după modelul cananiților, de aceea Dumnezeu face foarte multe precizări, de exemplu în cartea Exod la capitolul 23. Și nu numai eu, citesc câteva dintre aceste sesizări. Posibile relații prietenii cu cananiții erau de fapt curse în plan spiritual. Exod 23:33, ei să nu locuiască în țara ta ca să nu te facă să păcătuiești împotriva mea, căci atunci aș sluji Dumnezeilor și aceasta ar fi o cursă pentru tine. Întoarcem pagina 34:12, să nu cumva să faci legământ cu locuitorii țării unde ai să intri, ca să nu fie o cursă pentru tine dacă vor locui în mijlocul tău. Legământ înseamnă prietenie. Dar dacă legământ cu cei răi înseamnă păcat. Și aici s-au compromis evreii și au fost înșelați, au fost trași în cursă, în primul rând, în ce privește păcatul și s-a afectat relația lor cu Domnul. Dar mai există un alt pericol foarte aproape de oricare dintre noi.
curse întinse de bărbați sau femei în vederea atragerii într-o relație imorală. Înțeleptul, ca unul care a avut de-a face cu multe femei și a căzut și el pradă acestor curse, învăța pe fiul său, citesc din 6:26, căci pentru o femeie curvă omul ajuns să nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine și o femeie măritată întinde o cursă unui suflet scump. Mă duc și femeile măritate știu cum să ia pe bărbați sau pe băieți. Și în capitolul 7 avem în detalii un astfel de caz, cum un tânăr a fost sedus de o femeie a cărei soț era plecat în altă parte din raționamente economice. Și scriem și 22, deodată a început să meargă după ea ca boul care se duce la măsărie, ca un cer care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzunar la fără să știe că va costa viața până ce săgeata îi străpunge ficatul. Da, mare pericole! Mari pericole și în ce privește relațiile potențiale de căsătorie. Spune în Proverbe, în Eclesiastul, 7:26, sunt declarația celui a Solomon, pățitul. Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia care inima este o cursă și un laț a care mâini sunt niște lanțuri, cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Dragii mei, fiți foarte atenți la dușmani care pot să vină din sfera lumii, începând cu politicul, cu economicul, nu văd de bine să ne meargă bine. Unii se pot da drept prieteni, fiți așadar apoi atenți atunci când e vorba ca cineva pe fond de prietenie să vă strice relația cu Domnul și să vă pună în față o cursă a păcatului. Dar, în ultimul rând, fiți atenți ca nu cumva vreun bărbat, vreo femeie și mai nou, după noua agendă LGBTistă, și fetele pot fi în pericol cu alte fete și chiar am întâlnit astfel de situații stând în chirie sau băieții muncind împreună. Să fim atenți ca nu cumva cineva să ne provoace din punct de vedere sentimental și să cădem în cursa unei relații, dar cel mai grav e când se cade în cursa unei relații statuată printr-un legământ de căsnicie. Aici poate fi o cursă pe termen foarte lung. Aș vrea, după aceste exemple, să ne oprim la câteva explicații și aplicații. Ce putem face ca să nu cădem în curse, să nu fim noi însă o cursă pentru alții? În primul rând, cunoașterea pericolului te poate proteja. Dacă ai fost avertizat, dacă ai aflat, dacă îți dai seama de ce urmărește partea cealaltă, poți să refuzi, poți să eviți, să fugi. De aceea să rugăm pe Domnul să facă lumină în mintea noastră și în prejurul nostru. În Cartea Proverbe, la capitolul 13, versetul 14, este scris: învățătura înțeleptului este un izvor de viață ca să abată pe om din cursele morții. Deci iată cât de importantă este cunoașterea. De exemplu, a ști ce este rău, ce este bine, ce fel de om este unul sau altul. Tot din Proverbe citim din 20:25. Este o cursă pentru om să facă în pripă o făgăduință sfântă și abia după ce a făcut juruința să se gândească. Asta e denotă tot o lipsă de cunoaștere, de percepere, de viziune, o lipsă de înțelepciune. De aceea să ne grăbim să cunoaștem, dar să nu ne grăbim să promitem, să ne grăbim să cercetăm, dar să nu ne grăbim să pășim, cum se spune că neamțul taie de măsoară de 7 ori și taie odată. În plan spiritual, așa ar trebui să fie. Pentru ca să știm unde sunt pericole. Ce frumos că împăratul lui Israel a sesizat de Elisei, ne spune cartea a doua Împăraților, capitolul 6, unde
sunt pericolele, pe unde vin sirienii. Ne bucurăm uneori, e discutabil, dar eu discut acum numai de aspectul cunoașterii, când cineva îți spune unde este poliția, unde am plasat radarul. În al doilea rând, și asta e un principiu poate cel mai de bază, ferirea de păcat te ferește de curse. De fapt, ce este cursa? O încălcare a legii. Că fiind în legalitate, și dacă cineva este arestat, el va fi eliberat pentru că nu îi se poate dovedi vinovăția. Să fim așadar atenți ca nu cumva să cădem în această cursă demonică, nu cumva să fim înșelați. Vă citesc în privința aceasta din cartea Deuteronom, din capitolul 7, versetul 25, unde Moise explica evreilor, dar iată că nu toți au ținut cont. Chipurile cioplite ale dumnezeilor să le ardeți în foc, să nu poftești, să nu iei pentru tine argintul și aurul de pe ele, ca nu cumva aceste lucruri să ajungă pentru tine o cursă, că cele sunt o urciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. Deci, din moment ce evreul știa că asta e interzis prin porunci, că Dumnezeu urăște așa ceva, el nu putea fi atras în această cursă dacă respecta legea. Scrie tot în Deuteronom, în capitolul 12, versetul 29, după ce vei intra în Canaan, spune eu pe scurt, vers 30, vei să nu te lași prins în cursă călcând pe urmele lor după ce vor fi nimicite înaintea ta acele popoare. Ferește să cercetezi despre Dumnezeul lor și să zici cum slujeau neamul acela Dumnezeilor. Și eu vreau să fac la fel. Tu să nu faci așa față de Domnul Dumnezeul tău, căci ele slujeau Dumnezeilor făcând toate urăciunile pe care le urăște Domnul. Și chiar și ardeau în foc fii și fiicele lor în cinstea Dumnezeilor lor, voi să păziți, să împliniți toate lucrurile pe care vi le poruncesc eu, să n-adăugați nimic la ele și să nu scoateți nimic din ele. Deci iată cât de important este să respectăm ceea ce este scris, asta înseamnă să nu păcătuim, cum spune și în Psalmul 119, să țintească, Doamne, o, ajută-ne, căile noastre la păzirea rândurilor tale, atunci vom fi feriți, spune apoi versetul, pentru cei tineri, dar e valabil pentru toți, cum își va ținea, versetul 9, tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul tău. Versetul 11, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Deci, respectând cele scrise, suntem feriți de curse. Cursele sunt puse în afara locului accesibil nouă, unde avem drept să mergem, nu ne pune nimeni cursă. Noi punem cursă la animale atunci când se duc unde nu le este locul. Mă refer la animalele de pradă, animalele sălbatice. De aceea, să știm cât de important este să nu păcătuim. Vom fi feriți. Cum să nu fie ferit un băiat sau o fată, un bărbat sau o femeie de alt bărbat sau femeie din lume dacă el știe că prietenia cu lumea vrăjmășie cu Dumnezeu? Nici nu se încurcă. N-are cum să cadă într-o asemenea plasă. Lumea este înșelătoare. Spunea un băiat că discuta cu o fată din lume și părea curată. Și el a zis, nu sunt în pericol să mă culc cu ea, că ea a spus că nu se încurcă cu băieții. Dar în moment dat, într-o zi, a avut așa un impuls să se uite în poșeta ei. Era acolo pregătit pentru el, ca nu cumva să rămână ea însărcinată. Și a zis, deci tu mă atragi în cursă și mi-ai promis altceva? Păi normal, că păcatul întotdeauna este o cursă. Dacă nu azi, mâine.
În al treilea rând, să știm ce pericol este o cursă, nu doar să comiți un păcat sau păcatul te duce într-o cursă. Odată omul ajuns în cursă, nu mai scapă. Asta înseamnă cursă la urma urmei. Nu doar să greșești odată și să se creeze dependență, să cazi prizonier. Spune Scriptura la 2 Timotei, capitolul 2, citesc de la versetul 26. Oamenii venindu-și în fire să se desprindă din cursa diavolului în care au fost prinși ca să-i facă voia. Iată cât e de grav. Pe aceeași pagină scrie 3:7 că unii oameni învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință a adevărului. Și pe acest fond de păcat, scrie și în versetele anterioare, cum ar fi 6, că momesc unii pe alții, scrie în versetele următoare că sunt răi și se amăjesc pe ei și amăjesc pe alții, oamenii aceștia nu se mai pot întoarce ușor. O, din cât s-au căzut, doar cât s-au mai putut redresa repede, cu răni, cu intervenții. Să ne dea Bunul Dumnezeu pricepere și să ne știm ferii, să ne păzim, ca să ne ajungem dependenți. În mod deosebit, idolatria și imoralitatea sunt cele mai grave dependențe, dar și altele, cum ar fi băutura, fumatul, toate creează dependențe. Iată de ce cursele sunt atât de periculoase. Nu știm de unde vin și vor să ne atragă în păcat în toate aspectele vieții. Cred că aici s-ar potrivi să mai menționez ceva. Poate e drept cu privire la unii din cei ce ascultă. Nu fi cursă pentru alții. Fii sincer. Nu fi înșelător. Fii ca Iuladab lui Recap când l-a întrebat Iehu. Nu ca și Iehu în ceea ce a spus preoților lui Bal și i-a tras în cursă. În cazul adversității dintre Saul și, mai degrabă spus, unii oameni lui David, că David nu i-a fost dușman, Saul acuza că David întinde curse și scrie în 22:8 îi mustră pe ei lui, pentru ce n-a fost nimeni între voi să-l doară inima pentru mine să mă științeze că fiul meu a răsculat pe robul meu împotriva mea ca să mă întindă curse cum face astăzi, nicio cursă. Că Saul a greșit ținta când a dat după David, dar David o nimerea. De fapt, mai mult decât nimerit, ar fi atins așa ca pe Golia, dar nu dorea una ca asta. Scrie apoi în 24:11 cum se explică David, uite, părintele meu, uite colțul hainei tale în mâna mea, fiindcă ți-am tăiat colțul hainei, nu te-am ucis, să știi și să vezi că în purtarea mea nu este nici răutate, nici răzvătire și că n-am păcătuit împotriva ta. Observați toate elementele curselor, răutatea, păcatul. Totuși tu mă întinzi curse ca să-mi iei viața. De ce? Pentru că era deja sub influența diavolului. Să nu fim o cursă nici cum a fost Gedeon, poate am spune, fără să vrea. Scrie în Judecător, capitolul 8, versetul 27, că a făcut un obiect idolatru, un efod, și acesta a ajuns o pricină curviei pentru tot Israelul. A fost o cursă pentru Gedeon și pentru casa lui. Da, anumite practici lumești, prin dependență, sunt o cursă. O cursă pentru comiterea păcatului, o cursă pentru perpetuarea celor practici. Așadar, să fim atenți la cursele altora, dar să fim atenți nu cumva, asta e și mai grav, să întindem noi, direct sau indirect, conștient sau inconștient, vreo cursă
unui suflet scump. Și un ultim aspect înainte de a încheia. Dacă așa stau lucrurile, e absolut necesar să ne rugăm Domnului să ne păzească de toate cursele. În Psalmul 35, versetul 17, este o astfel de rugăciune. Citesc și în forma asta sau altfel trebuie să ne rugăm și noi. Versetul 17, Doamne, până când te vei uita la ei, scapă în sufletul din cursele lor, scapă în viața din ghearele acestor pui de lei. Și versetul următor, conștient că Domnul ajută, îl scapă și eu te voi lăuda în adunarea cea mare, te voi slăvi în mijlocul unui popor mare la număr. Să nu se bucure de mine cei ce pe nedrept îmi sunt vrăjmași, nici să nu-și facă semne cu ochiul cei ce mă urăsc fără temei. Căci ei nu vorbesc de pace, ci urjesc înșelătorii împotriva oamenilor liniștiți din țară. Își deschid gura larg împotriva mea și zic, ha-ha, ochii noștri își văd acum dorința împlinită. Doamne, tu vezi, nu tăcea, nu te depărta de mine, Doamne. Trezește și scoală-te să-mi faci dreptate, Dumnezeule, și, Doamne, apără-mi pricina. Da, și Domnul l-a apărat. Scrie și în Psalmul 141, la versetul 9, de asemenea, o rugăciune pentru a fi izbăviți. Păzește-mă de cursa pe care mi-o întind ei și de piedicile celor ce fac răul. Cum să ne păzească, Domnul? Fie să-i împiedice pe ei, fie să ne înștiințeze pe noi, fie să ne izbăvească în mod miraculos. Are Domnul puterea aceasta. Și să-i mulțumim apoi că ne-a scăpat de sabie ucigașă ca pe David, ca pe Pavel, ca să ajungă să mai slujească în continuare. A scăpat de toate uneltirile, a avut lupte dinăuntru, din afară, frați mincinoși, pericole multiple, dar Domnul a scăpat. Să ne rugăm și noi, cum știți că și Domnul a fost urmărit și scrie în Evrei că s-a rugat către cel ce putea să-l izbăvească. Și a fost ascultat, știți din ce motiv? Acesta e gândul încheierii, din pricina evlaviei lui. Dacă vă amintiți, am citit în Eclesiastul 7:26 că numai cel neprihănit, cel ce place Domnului, scapă din cursa femeii și din potrivă cel păcătos este prins. Și mă întorc cu aceasta la versetul care l-am citit la început, că de aceea l-am socotit cel mai potrivit pentru tema asta. Frica de Domnul, care a început în înțelepciune, este echivalentul evlaviei, este un izvor de viață. Când te temi de Domnul, nu păcătuiești și nu ești expus la curse. Ea ne ferește de cursele morții. Alipirea noastră de Domnul îl face și pe El să ne fie binevoitor. Foarte important asta. Cursele sunt pentru moarte, Domnul ne poate păstra cu viață. Tot în Proverbe scrie în capitolul 29, versetul 25, frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Așadar, să nu trăim timorați pe lumea aceasta. Cine știe ce cursă ni se întinde, unde este pericolul să nu devenim bănuitori, suspicioși, să îndrăsnim în numele Domnului, să ne ferim însă de păcat în mod categoric, să fim atenți la relații, să ne rugăm în permanență Domnului, să trăim curat și în felul acesta Domnul ne va proteja. Știți cum l-a protejat Dumnezeu pe Iosafat? N-avea șanse să scapă, pentru că sirienii căutau numai regele și el tocmai era îmbrăcat în costum regal. A ajuns să fie înconjurat și era expus. Ahab, de partea cealaltă, deghizat și într-un car, nu cred că în linia întâi a frontului, a fost atins, aparent din întâmplare. Dar această jertfă s-a dus la țintă datorită unei hotărâri cerești.
Iosafat a fost în pericol pentru că a greșit și el acolo, asociindu-se cu Ahab. Și ce a făcut el în generația următoare a fost o cursă pentru tot Iuda. Dar datorită faptului că în el s-a găsit ceva bun, Dumnezeu pe el l-a protejat atunci. Așadar, să ne temem de Domnul și împreună cu el să pășim cu încredere, după cum scrie și în Psalmul 91, că Domnul ne poate feri de toate aceste pericole. Să nu-ți lovești piciorul, să te pezească de nenorocire, să calci peste animale fioroase, peste reptile veninoase. Domnul, în anumite situații, te duce pe mâini prin îngerii săi, te poate păzi de toate. De ce? Scrie în finalul psalmului, fiindcă mă iubește, de aceea voi fi cu el în strâmtorare. Îl voi sătura cu viață lungă, îi voi arăta mântuirea mea, îl voi zbăvi, îl voi proslăvi, are Dumnezeu perspective eterne cu noi. Și ne va scăpa, numai să mergem și noi pe calea neprihănirii, că nu pe acolo sunt cursele, ci pe lângă. Pentru cei ce se abat, pentru cei ce nu merg drept pe cale, pentru tot ceea ce diavolul face, Domnul să-l mustre. Pentru tot ceea ce oamenii au făcut rău, Domnul să-i ierte dacă încă sunt vei. Și pentru tot ceea ce Domnul cu îngerii săi face și ne păzește, ne înștiințează, la vreme și ne vine ajutor la timp, numele Lui să fie slăvit și binecuvântat în vecii vecilor. Amin.